Bun găsit la radio. Pot să spun, radio este locul în care voi explica succint câteva dintre cele mai uzitate forme muzicale care se folosesc în varianta radio. Începem, domnilor și domnilor, pentru a fi alături de un intro din radio, trebuie să alegem, bineînțeles, unul dintre jingle. Iar pentru acest lucru ne vom alătura în varianta Intels a intro-ului radio. În această variantă a explicitului, adică la radio, vom vorbi și de următorul termen. Este vorba despre termenul numit jingle. Jingle sosește odată cu sfârșitul piesei muzicale sau, bineînțeles, jingle-ul mai poate fi savurat prin varianta radio alături de finalul unei emisiuni. Jingle-ul are două întrebuințări, una de scurtă durată sau una de lungă durată. În câteva momente voi apela la un jingle. Este vorba despre varianta Cinemar de Purbar, care a selectat într-o sumedenie de 32 de secunde o variantă a unui jingle lent. Semnalul sonor care îl poartă acest jingle are o întrebuințare deasă. Este vorba despre sfârșitul emisiunii sau, bineînțeles, la o oră exactă, pentru a spune pe scurt două știri sau un grupaj informativ din vreme. Trecând în revistă, putem spune că jinglele mai au o altă întrebuințare, de exemplu, jinglele de foarte scurtă durată. De exemplu, jingle-ul de foarte scurtă durată, ajungem la varianta Carmin de Shipai, unde jingle-ul de 4 secunde își spune cuvântul. Acest jingle onorează exact cele mai bune gusturi muzicale, selectând și despărțind aceste gusturi muzicale, de exemplu, între muzica pop și muzica rock, sau poate întrebuința între muzica dance și muzica house. Bineînțeles, tot în varianta radio mai avem jinglele care le întâlnim la tot pasul. Jingle, de exemplu, pentru Night Nocturne. Câteva din aceste jingle-uri vor fi urmărite în momentele următoare în câteva fragmente. Să începem cu varianta ritmată în Bipolo 2. Welcome to Radio Still FM, your radio life. To be with me, ha, ha, loving ha, you every day would be mystery. Easy. What I know is to be will never be. Your bed doesn't stop me from wanting a dream of reality. Again, look into my eyes again. If you ever look again, look into my eyes again. And if you look.
concentrează-te alături de Radio Steel FM. În această, pot să spun, bucată de fragment, am putut urmări în felul următor. Adică, primul și în primul rând am putut urmări în intro-ul care l-a făcut jingle-ul pentru sosirea primei piese. Imediat după piesa numărul 1 s-a auzit o supra-mixare formată într-un crossfade de 2 secunde pentru următoarea piesă. Finalul, următorul jingle, adică în tempo de 2, rulează pentru o variantă a unui night nocturn pentru o stație radiofonică. Luăm un exemplu mai concret. Pentru anul 2004, când s-a solicitat tratatul important pentru varianta muzicală, pentru a fi cât mai strălucită, cât mai răsunătoare, adică varianta number one hit music station, s-a introdus jingle după jingle. În câteva momente voi arăta, pot să spun, varianta aceasta cât mai complexă. Este vorba despre o variantă care costă foarte mult pentru playlist, pentru prompter, bineînțeles, și cât pentru stația radiofonică. Jingle din ce în ce mai multe. Audiție plăcută! Welcome to Radio Steel FM, the only radio you like. Every day I'm feeling your touch on my face, even while you're away. Like we was together in that dream that could be so right. Hey, like when was together in that dream that could be so right. Tornero, tornero, la mia vida. Definite breakthrough step in home entertainment. Home entertainment. This is Radio Steel FM. Steel FM. Hell yeah. Ultimate Tom. Bad man, I take ultimate. Go in. You have a steer. If I stay, would you put an end to all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. But if I go, this will be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go. Before you go, let's analyze the situation. I'm a typical Jamaican while you're laying your frustration on me. When we met, it was a perfect combination, but you knew my reputation. Don't know what you were expecting of me. Fight back. You can forget things and go if you're not like that. Cause I know that when you leave, you're coming right back. Your newfound determination sounds to me like desperation. There's no ground for termination. If I stay, would you put it into all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. But if I go, Buana, this will be the final curtain of the show. You have lost the best thing that you've ever known. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go. I must admit I have a weakness for these women who are plot like them a villain, trying their best to separate you from me. I don't understand just why the hell you're fussing when you knew that she meant nothing. So what if she was your cousin? You said fight back. How the hell could I resist when she's dressed like that? Tell the truth, I had to leave, but she came right back. Now you heard the explanation, take into consideration it was sexual frustration. Radio Steel FM, un radio pentru toți.
Bineînțeles, doamnelor și domnilor, cam așa a sunat varianta Hit Music Station, jingle după jingle, piesă după piesă, exactă cum apar în radiourile care sunt mai mari de anul 2005. Bineînțeles, am trecut în vedere în revistă această denumire de jingle. Jinglele folosite foarte, foarte des și foarte, foarte interesant. Doamnelor și domnilor, pentru momentele următoare, pentru a fi explicit în această variantă de demo numită radio, mai ajung într-un singur punct de vedere. Pentru orice stație radiofonică mai există, doamnelor și domnilor, colaje. Colajele muzicale sunt cel mai des întâlnite, bineînțeles, pentru a face publice piese muzicale din varianta anilor muzicali. Pentru acest lucru trebuie să apelăm la colaje muzicale din anii respectiv. Să luăm, de exemplu, în vedere un colaj din anul 2003 semnat de NMD Studio, varianta dance de la postul de radio Extrens. Go, 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 go. What kind of radio station you got here? It's your station. This type of modern life, is it for me? This type of modern life, is it for you? Show me how to do exactly what to do, and I fell in love with you. Best music. Strength of a woman. Acesta a fost, nu știu, cel mai interesant colaj muzical. Bineînțeles, mai multe fragmente din mai multe piese unite între ele prin varianta Mix Master a rezultat ce s-a putut audia în secundele trecute. Bineînțeles, ajungând la minutul 12:35 de secunde, eu vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că am ajuns în postura de a rula câteva dintre jingle-urile care sunt folosite. Bineînțeles, ajungând pe terenul cel mai minat, pot să spun, pentru momentul următoare, sunt loop-urile. Loop extended și loop de scurtă durată. Loopul extended, haideți să luăm o variantă. Bineînțeles, doamne și domnilor, ascultăm un post de radio. Ajungem într-un punct de vedere al unei emisiuni. Mai precis, într-o emisiune care, spre sfârșit, se încheie. Bineînțeles, fragment de demo pentru momentele următoare. Audiție plăcută! Iată-ne că ne aflăm la sfârșitul acesta de emisiune. Este vorba despre info muzicală la Radio Stile FM. Bineînțeles, doamne și domnilor, am urmărit piesele cele mai căutate, cele mai preluate și cele mai răsunătoare. Am ascultat pe domnul Tristariu Tornero, ultimatumul de la Natasha Wicks și Shaggy. Bineînțeles, spre final a fost trimis Stick Be With Me, varianta 2002. Ei, oricum, audiție locută în continuare, urmează grila de programe muzicale. Explora muzicală în câteva momente. Rămâi pe frecvență, am zbat-o și altul de dumneavoastră.
Ați putut urmări, doamnelor și domnilor, bineînțeles, un jingle foarte frumos pe care domnul de la radio, bineînțeles, a anunțat finalizarea emisiunii. Bineînțeles, după el urmă exact lupul extended, acesta care s-a remarcat prin finalizarea emisiunii. Am ajuns, iată, doamnelor și domnilor, aproape de explicarea unui alt tip, pot să spun, de lup. Este vorba despre lupul cel mai des întâlnit, lupul scurt, de scurtă durată, care se remarcă, bineînțeles, prin sunetul său, chiar între piesele muzicale. De exemplu, dacă se termină un gen de tip de muzical, să zicem, dance-ul, a urmat o oră de dance fiind noapte, urmează o oră de muzică house, haideți să spunem acest lucru, de la ora 1 către ora 2. De la ora 2 va fi succedat jingle-ul care este și el sub forma loop-ului, este un loop, dar tot extended, de variantă scurtă. Nu pot să arăt pentru că acestea sunt folosite doar la stațiile mici și, bineînțeles, la cei care au foarte, foarte multe jingle. Loop-ul extended în această variantă a stației radiofonice este foarte des întâlnit. Haideți să audiem împreună jingle especial cântată de Ondern Enterprise. Bineînțeles, doamnelor și domnilor, succedări, jingle, intro-uri, 20 de minute trecute peste, 20 și 31 de secunde trecute peste acest început de radio. Radio este locul în care explicăm succint oricine se încale într-o stație radiofonică. Ne mai întrebăm, doamnelor și domnilor, cum se întâmplă tot timpul la un, pot să spun, la un post de radio, când apar știrile. Pentru că știrile sunt două variante. Știrile care sunt pe blank sau știrile care sunt cu fundal sonor, fundal muzical, fundal cântat și așa mai departe. Haideți să vedem și să ne distrăm, bineînțeles, alături de o, pot să spun, o știre. Sau mai bine spus, un grupaj informativ, pentru că tot a venit momentul să ne distrăm aici prin această zonă. Imediat voi face legătura în studioul, haide să-i spunem așa mai pe scurt, studioul informativ al acestei frecvențe radiofonice. În câteva momente pregătim pe domnul de la grupajul informativ și, bineînțeles, pregătim și, haide să spunem, grupajul informativ varianta muzicală, pentru că cea care este în varianta blank, aceea a fost pe stil vechi. Eu vă doresc audiție plăcută în continuare și nu uitați, știrile sunt proaspete din orice domeniu, pentru că așa sunt la orice post de radio, știri actuale din varianta de actualitate, din cea externă, bineînțeles, sport,
Și spre final, distracția cea mai mare, să vedem cam cum stă cu doamna vreme. Eu vă zic, audiție plăcută în continuare, că toți suntem la radio și trebuie să înceapă grupajul informativ. Daniel Spartu și vă prezint grupajul informativ Radio Stile FM, radio pentru toți. Numărul celor care vor beneficia de ajutoare speciale pentru încălzirea locuinței va fi dublat în sezonul rece 2006-2007, declarat Ministrul Muncii. Bineînțeles, cu solidaritate față de socialism și familie. Gheorghe Varu, acesta a precizat, vor beneficia de aceste ajutoare sociale 2 milioane de familii. Această valoare a facturii termice și energiei va fi compensată indiferent de prețul local al gigacaloriei, cote care sunt variate între 10 și 100% în funcție de venitul membru de familie. Urmărirea programelor TV este o metodă foarte bună și eficace pentru a calma durerile copiilor și mai ales este vorba despre concluziile unui studiu care a fost realizat de echipă de cercetători la Universitatea din Siena, Italia. Cercetătorii au studiat, bineînțeles, durerea care s-a raportat la 69 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, în timp ce acestea prevedeau probele de sânge. Tot aici, copiii au fost împărțiți într-un mod aleatoriu în câteva grupe. În timpul acestei proceduri, în această parte, copiii au vorbit cu mamele lor și s-au uitat la desene animate. Șeferi călători suplimentează weekendul cu trenuri. Acestea se îndreaptă către litoral. Bineînțeles, pentru a face față numărului mare de călătorători. Bineînțeles, Ministrul Transporturilor a afirmat acest lucru pentru că trenurile trebuiau suplimentate de mult. Bineînțeles, și mărind numărul de vagoane și mărind numărul de curse pentru a rula la capacitatea maximă de călători. Acesta a fost tuturor informativ în actualitate. Iată câteva informații din externe. Fostul cancelar german Gerhard Schröder a înviat din nou un copil. Este vorba despre băiețelul care nu are încă un an și s-a născut ca și un copil adoptiv. Acesta fiind a familiei Schröder din San Petersburg. În urmă cu 2 ani, fostul cancelar de 62 de ani a înviat o fetiță de 3 ani. Victoria dintr-o casă de copii, în același oraș rusesc. Doris Schröder avea o pică, Clara, când s-a căsătorită cu politicianul democrat. Clara are acum 15 ani, adopția bebelușului alimentează glumele legate, bineînțeles aceasta fiind pentru cancelarul din Rusia. A mai fost totul pentru un context, bineînțeles în care Schröder a angajat și concernul Gazprom. Femeia care pilota Boeing-ul 737 a greșit aeroportul. Este vorba despre cursa Turskai care a fost confundată de două ori. Bineînțeles, în varianta a doua aeroportului, unul din Polonia a așezut aparatul pe pista unui aerodrom militar în apropiere de Brusa. Avionul care acesta face o legătură pentru turiști care trebuia să fie în vacanță, trebuia să zăsească miercuri în aeroportul Brusa, în Leuica. Se pare că surpriza generală a fost aterizarea pe aerodromul militar la circa 500 km distanță de cealaltă parte a orașului. Acesta fiind interogată, doamna pilot a explicat că s-a înșelat. Acesta a fost grupajul informativ din actualitate, urmat de grupajul informativ din internațional. În câteva momente urmează grupajul informativ din vreme. În această dată, vremea va fi frumoasă, mai ales caldă.
în câmpia de vest și în câmpia română, ca Nicula își va face apariția, cel va fi le înorări numai în partea de nord și nord-vest a țării. Vântul va sua sta până la moderat, temperaturile vor fi între 14 și 22 de grade, mai ușor ridicate în partea sud de temperaturile care sunt cuprinse mai mari de 30 de grade și sunt spre 36 de grade, vă face în așa fel să apară cu disconfortul termic, adică ITU, care va atinge pragul depășindu-l de 80 de unități. Pentru capitală, vremea frumoasă, caniculară, în jurul după amiete, când temperatura aerului va urca 30-36 de grade. Dar și temperatura din această noapte va scade până la, până la valoarea de 21 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va fi stabil. Acesta a fost grupajul informativ radio. Audiție plăcută în continuare! Definite breakthrough step in home entertainment. Home entertainment. This is Radio Steel FM. Steel FM. Hell yeah! Și iată-ne, domnilor și domnilor, că am explicat, am mai rulat și un grupaj informativ, fragmente din emisiuni și tot așa, până am rezumat totul. Bineînțeles, varianta de sound a unui radio trebuie să subțindă, bineînțeles, așa numitele goluri. Trebuie să scăpăm de ele folosind crossfade-ul. Crossfade-ul este una dintre cele mai importante soluții. Un crossfade lucrează foarte des într-o stație radiofonică. Pe timpuri, între anii 1969 până în varianta anului 1998, aceste stații erau foarte des utilizate, bineînțeles pe stațiile radiofonice locale, pe cele care erau în aria de corespondență sau, bineînțeles, pe aria națională. Iar când cele mai des utilizate posturi de radioficare, fiind cele care erau în area privată, au ajuns să scadă, crossfade-ul fiind automat în varianta playerilor de la posturile de radio. Variante de crossfade putem urmări pentru momentele următoare, chiar variante care sunt foarte des utilizate în zilele de astăzi. Again, look into my eyes again. If you ever look again, look into my eyes again. And if you look back into my eyes, never, never lies, never, never lies, never lies. And if you look back into my eyes, never, never lies, never, never lies, never lies. Acestea au fost fragmentele, pot să spun cele mai interesante, dar acum, doamnelor și domnilor, haideți să vedem adevăratul sunet. Cum ar fi putut să sune dacă eram în anul 1992, haideți să zicem 92-93, când pe atunci nu prea se făceau crossfade-uri. Erau crossfade-uri, dar bineînțeles, mixate cu aparatura din dotare, adică folosind line-urile de la mixerul radiofonic. If you ever look again, look into my eyes again. If you ever look again, look into my eyes. S-a putut observa, doamnelor și domnilor, chiar ceva mai interesant. Haideți să edităm împreună spectrul sonor al acestei, pot să spun, mici demonstrații de an 1992. De fapt, 2 secunde se pot urmări între piesele muzicale. 1 secundă și 364 de mii, 1 secundă și
554.000 2 secunde și, bineînțeles, doamnelor și domnilor, spații, spații și iar spații. Cam așa a putut fi pe timpul acela, pot să spun, construcția sonoră. Bineînțeles, apăreau spațiile foarte interesante. Cu acestea fiind spuse, la radio ne distrăm, auzim. Când este ceva nou, apelați la mine. Daniel Zvartoș vă explică succint fiecare prin a auzi, bineînțeles, și a auzi partea sonoră, despre este vorba, și a auzi exact sunetul specific al numelui respectiv. Jingle, loop, extended, variantă scurtată, intro și așa mai departe. Audiție plăcută și radioul pentru mine este, exact cum este și pentru noastră, o distracție sau o jucărie muzicală. Distrează-te cu ea!